Dorina Gherganov vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile Amiezii pe TVR Moldova. Iată câteva subiecte. O nouă vizită a Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova. Experții vor evalua cea de-a treia parte a programului de creditare și mecanismul de finanțare existentă. Un bărbat din Bălți a fost reținut de ofițeri anticorupție pentru că a luat mită aproape 500 de euro de la un tânăr și i-a promis să obțină ușor permisul de conducere. Savantul britanic Stephen Hawking a murit în această dimineață la vârsta de 76 de ani în locuința sa din Cambridge. O nouă vizită a experților femei în Republica Moldova. Echipa în frunte cu Ben Kelmenson, șeful delegației, se va afla la Chișinău în perioada 15-27 martie. De această dată, experții Fondului Monetar Internațional vor avea întrevederi cu autoritățile din Republica Moldova pentru a evalua cea de-a treia parte a programului susținut de femei prin mecanismul extins de creditare și mecanismul de finanțare extinse. Astfel că misiunea FMI va analiza evoluțiile recente din economie și progresele atinse de autoritățile de la Chișinău în implementarea programului. Experții vor mai discuta cu autoritățile și despre politicile economice de viitor, iar la final vor actualiza prognoza macroeconomică. Sătui să fie bruscați și chiar bătuți de pacienți și de rudele lor, medicii din Chișinău protestează. Până la sfârșitul lunii vor purta pe braț panglice albe sau mov. Protestul nu va afecta însă activitatea spitalelor. Ascultăm păsurile medicilor imediat în telejurnal. Permis de conducere contra cost. Un bărbat din Bălți a fost reținut de ofițerii anticorupție pentru că a luat bani de la un tânăr și a promis că va interveni la autorități pentru a-l ajuta să obțină permisul de conducere. Chiar tânărul a fost cel care l-a denunțat pe bărbat după ce i-a dat 300 de euro și 4.800 de lei. Suspectul spunea că are influența asupra membrilor Comisiei de Examinare de la Secția Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto din Bălți și că îi va determina să elibereze permisul fără probleme. Pe numele bărbatului s-a întocmit un dosar de trafic de influențe, acesta riscând până la 6 ani de închisoare sau amendă de până la 200.000 de lei. Valeriu Munteanu este al doilea candidat de dreapta care este lansat în cursa pentru funcția de primar al Chișinăului. Decizia a fost luată de biroul politic al Partidului Liberal. Munteanu a ocupat mai multe funcții publice, printre care și funcția de primar al satului Floreina Ninoi, deputat, dar și ministru al mediului. Valeriu Munteanu este vicepreședinte al Partidului Liberal din septembrie 2010 și membru al biroului politic al Partidului Liberal. Comisia Electorală Centrală a stabilit data alegerilor anticipate în Chișinău pentru data de 20 mai. Dacă infracțiunile nu au granițe, nici poliția n-ar mai trebui să țină cont de hotare, mai ales când vine vorba despre o colaborare. Asta și-au spus și reprezentanții Inspectoratului de Poliție, care i-au chemat pe polonezi și francezi să învețe tehnici noi de combatere a terorismului. Poliția din Republica Moldova va organiza un mare antrenament al forțelor speciale. Locuitorii din zona stadionului Zimbru sunt îndemnați să nu intre în panică. După câteva instruiri teoretice, polițiștii din Republica Moldova vor pune în practică metodele învățate de la polonezi și francezi. Pe stadionul Zimbru din sectorul botanic al Chișinăului și pe traseul spre aeroport, forțele speciale vor acționa conform unui plan de atentat. Scenariul este secret, dar orice ar fi, autoritățile le recomandă oamenilor să reacționeze cu calm. În acest exercițiu, pentru prima dată, vom implementa și practici noi și experiențe preluate de la colegii noștri din Franța și din Polonia. Totodată am o recomandare față de persoanele care locuiesc în apropierea stadionului Zimbru din capitală, să fie înțelegători, să fie toleranți. Toate acțiunile care se vor desfășura mâine în această zonă vor fi totalmente sub controlul Ministerului Afacerilor Interne și a forțelor de ordine. Inclusiv același traseu și itinerar care se duce spre aeroportul internațional Chișinău, unde vor fi o parte din exercițiul nostru.
Polonia și Franța sunt țările care au decis să contribuie la dezvoltarea capacității poliției moldovenești în prevenirea atentatelor. Podczas których dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami na w tym przedmiotowym zakresie. Czynienie to będzie zawierało elementy działań kontrterrorystycznych, działań bojowych, w których będą uczestniczyły siły specjalne Mołdawii i jednostki kontrterrorystyczne policji mołdawskiej. Z nami w zespole jest również kolega z Francji, który też uczestniczy w tym projekcie. I wszystko ma służyć poprawieniu bezpieczeństwa tutaj obywateli. Anterior și Serviciul de Informații și Securitate și-a testat puterile în combaterea atentatelor teroriste. Zeci de medici din Chișinău au intrat în grevă japoneză. Până la sfârșitul lunii vor purta pe braț panglici albe sau mov în semn de protest față de violența la care sunt supuși zi de zi. Atât bolnavii cât și rudele acestora devin deseori agresivi, iar doctorii se aleg cu insulte și pumni în loc de mulțumiri. Protestul cadrelor medicale nu va afecta activitatea spitalelor. Adesea, holurile spitalelor devin scena unor încăierări violente. Pacienții sau apropiații celor internați le vorbesc urât medicilor, îi amenință, îi bruschează sau chiar îi lovesc. Medicii spun că nu mai pot tolera actele de agresiune în spitale. Susțin acest protest pașnic a colegilor mei și ne-am pus această bendiță albă la umăr ca în semn de protest pentru agresiunea cadrelor medicale. De ieri sunt panglicile acestea, sunt puse la mâinile noastre, la medicii serviciului anestezie și reanimare. În ultima perioadă de timp, agresiile sunt tot mai multe. Eu nu cred că este un personal medical care nu a avut în adresa lui spus un cuvânt urât. Vrem să sensibilizăm populația și să arătăm că personalul medical este tot sunt oameni și au și ei simțul. Și agresiunea față de dâns și nu este acceptabilă. În general, medicii sunt luați la pumni atunci când starea bolnavilor este mult prea gravă. Pacienții sau rudele nu au răbdare să asculte explicațiile sau le cer doctorilor să facă imposibilul. În orice țară, în orice sistem medical, resursele medicale și umane și materiale sunt mult prea limitate comparativ cu numărul, cu volumul adresărilor, cu acel volum de asistență medicală care trebuie acordată. Și de aceea există acea noțiune de triaj. Când noi avem dreptul și o facem, prioritizăm asistența medicală care o acordăm. Ultimul caz a avut loc chiar săptămâna trecută la Spitalul Clinic Municipal numărul 1, când șefa secției terapie s-a ales cu câteva coaste rupte și o comoție cerebrală. Noi, femeile medici, suntem mai vulnerabile, mai ales pe timp de noapte, când avem ture de noapte. Am avut eu personal un caz când două gravide s-au certat până s-au luat la bătaie, respectiv am fost nevoită să intervin, am avut de suferit personal destul de bine, inclusiv și mi-au stricat și lucrurile personale. Din start vin agresivi, nemulțumiți și vor de la noi lucruri paranormale, tot nu este ceva firesc. Majoritatea absolută a lucrătorilor medicali vreau să intre într-o grevă așa numită japoneză, care prevede continuarea activității, prestării serviciilor medicale, dar în același timp cu un mesaj față de cetățeni despre inadmisibilitatea agresiunii și violenței față de lucrătorii medicali. În prezent nu există o lege specială care să protejeze medicii. În Republica Moldova nici măcar nu este o statistică oficială despre numărul doctorilor bătuți la locul de muncă. A fost ultimul dintre membrii Sfatului Țării care a cunoscut independența Basarabiei din anii 90. Campania Generația Unirii a ajuns la o nouă filă din istoria Marii Uniri. Despre cine este vorba ne spune Olga Tverdohleb. Te ascultăm, Olga. Bună ziua!
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi o să-l cunoașteți pe Anton Crihan, avocat, publicist, economist, politician, deputat în Sfatul Țării. Și-a făcut studiile la Liceul de Băieți din Bălți, acolo unde îl cunoaște pe Ion Pelivan, considerat atunci un românofil și un lider al românilor din acea regiune. De altfel, tot aici, la Bălți, în paginile ziarului Cuvânt Moldovenesc, cunoaște ideile naționale ale timpului. În 1917, la Odessa, alături de alți basarabeni, organizează apoi conduce cohortele moldovenești, primele organizații militare din Basarabia. Ulterior este membru al Biroului de Organizare al Sfatului Țării, fiind și deputat în acest prim for legislativ, alături de care votează unirea Basarabiei cu România. Dar mai multe aflați pe TVR Moldova. ANSA va înăspri condițiile de comercializare a produselor alimentare pe piața din Republica Moldova. Decizia vine după scandalul produselor lactate, dar și după depistarea mai multor loturi de fructe și legume stricate pe rafturile magazinelor din Chișinău, Bălți, Ialoveni și Strășeni. Noua lege va intra în vigoare în anul 2019. De la începutul lunii martie, inspectorii ANSA au verificat mai multe magazine privind respectarea cerințelor de calitate, etichetare și igiena fructelor și legumelor proaspete. În urma controalelor au fost descoperite nereguli, iar peste 2000 de kilograme de fructe și legume au fost retrase din circuitul comercial. Au fost efectuate 11 controle la unitățile de comerț, au fost întocmite 8 procese verbale de contravenție, au fost aplicate amenzi de la 40 de unități contravenționale până la 240 de unități contravenționale. Care erau neregulile? Neregulile erau, în primul rând, marcarea la raft, nu era indicată țara de origine, nu era indicată calitatea fructelor și legumelor, erau comercializate fructe în stare de putrefacție, cu urme de mucigai, cu urme de sol. Rădăcinoase au fost retrase 1,3 tone, citrice în jur de 500 de kilograme și mere în jur de 400. Din 2019 va intra în vigoare o lege care reglementează modalitatea de etichetare a produselor în stare proaspătă. Pe etichete vor fi trecute mai multe date utile consumatorilor. Noua lege va corespunde directivelor europene. În legea asta nouă este indicat cât de ce mărime trebuie să fie litere sau semne pe etichetă și cât de mare etichetă, ceea ce până acum nu a fost. Doar săptămâna trecută, inspectorii ANSA au depistat și scos din circuit mai multe produse de cofetărie și de origine animală marcate neconform și cu termen de valabilitate expirat. La începutul acestui an, Fundația Est Europeană a publicat un raport în care a scos la iveală abateri la mai mulți producători de lactate, care au folosit grăsimi vegetale cu mult peste norma permisă. Doi bărbați de 40 și 56 de ani din Chișinău au ajuns pe mâna poliției, fiind bănuiți de furt din locuințe în proporții deosebit de mari. Suspecții ar fi pătruns prin forțarea lacătului ușii într-un apartament din orașul Vadului Vode, de unde au furat bani și bunuri în valoare totală de aproape 160.000 de lei. Bărbații și-au recunoscut vina. Acum riscă să stea după gratii până la 10 ani. Cei doi infractori au mai fost judecați anterior pentru furt. Răsăritul de soare a oferit un spectacol grandios într-o zonă muntoasă din sud-vestul Chinei. Imagini care vă taie răsuflarea mai târziu în telejurnal. Savantul britanic Stephen Hawking a murit în această dimineață la vârsta de 76 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei. Astrofizicianul și matematicianul a încetat din viață în locuința sa din Cambridge. Suntem profund întristați că tatăl nostru iubit a murit astăzi. A fost un mare om de știință și un om extraordinar, a cărui muncă și moștenire vor dăinui mulți ani, au declarat copiii săi, Lucy, Robert și Tim, într-un comunicat preluat de presa internațională. Stephen Hawking a fost unul dintre cei mai mari savanți ai timpului nostru și un teoretician al originii Universului. La 21 de ani a observat pentru prima dată o slăbiciune a mușchilor. A fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, o maladie paralizantă.
În timp, boala a avansat și la un moment dat a devenit complet imobilizat și a pierdut vocea și a comunicat cu ajutorul unui computer sofisticat creat special pentru el de un prieten. He holed up in his room here at Cambridge. He took to listening to a lot of Richard Wagner operas, began to see him, try to visualize himself as a tragic hero. He had strange dreams about dying to for the good of humanity. But he didn't really know what was going to happen to him. He didn't know how fast he would deteriorate. Fizica teoretică este un domeniu în care dizabilitatea nu este un handicap. Totul stă în puterea minții, aprecia profesorul britanic într-un interviu pentru BBC, unde a mărturisit și că familia a avut un rol esențial pentru el în lupta pe care a dus-o cu boala. Cea mai mare realizare a sa: sunt mândru că am putut contribui la înțelegerea universului, a spus Hawking. So I want to proclaim the message loud and wide. We need to look after the planet. If we don't, the human race won't survive the next 1,000 years. Astrofizicianul a avut nu numai o minte sclipitoare, ci și umor pe măsură. Sunt probabil mai cunoscut datorită apariției în familia Simpson decât datorită descoperirilor mele, a spus Hawking. El a elaborat, între altele, un model matematic asupra originii și evoluției Universului din momentul marii explozii inițiale, așa numitul Big Bang. A făcut și o serie de studii asupra relației dintre găurile negre din Univers și termodinamica. Una din cărțile sale de referință, Scurtă istoria, un bestseller la nivel internațional, fiind vândută în peste 10 milioane de exemplare. A expirat termenul limite dat de Londra Moscovei pentru explicații oficiale în cazul fostului agent dublu Sergei Skripal otrăvit și care se află în stare gravă la spital. Experții britanici au descoperit că substanța folosită este de calibru militar și de proveniență sovietică. Premierul Theresa May va prezida o reuniune a Consiliului Național de Securitate pentru a analiza reacția Moscovei și a adopta noi măsuri legate de acest caz care a tensionat relația bilaterală. Postul de televiziune rus RT și-ar putea pierde licența în regat ca urmare a cazului Skripal. Ultimele informații ale anchetei sugerează că Sergei Skripal și fiica sa au fost otrăviți cu o substanță neurotoxică dezvoltată de armata sovietică în timpul Războiului Rece. So the Novichok agents are a group of agents. We call them fourth generation chemical weapons, and they were developed by the Soviet Union in the 1980s. Acesta ar fi foarte greu de depistat și poate fi manipulat fără riscuri. The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. Marea Britanie i-a cerut președintelui Putin, ultimativ, să ofere informații despre substanța toxică și a avertizat că ar putea adopta sancțiuni la adresa Moscovei. Что мы, собственно, и запросили сразу же, как только появились слухи, раздуваемые практически всеми членами английского руководства, насчет того, что в отравлении Скрипаля задействовано вещество, произведенное в Российской Федерации. Sergei Lavrov a precizat că Moscova va furniza Londrei informațiile solicitate doar dacă va avea posibilitatea să-și facă propria analiză. Ministrul rus a precizat că Rusia a acceptat să coopereze în cazul Litvinenko, dar britanicii nu au mai permis accesul la informațiile anchetei despre care au spus că au fost clasificate. Poliția slovacă a arestat un controversat om de afaceri cu presupuse legături cu mafia italiană. Numele lui apare în ultimul articol semnat de Jan Kuciak, jurnalistul asasinat recent. A fost o operațiune secretă în urma căreia a fost arestat cetățeanul italian Antonio Vadala. Pe numele său există un mandat de arestare european emis de Tribunalul din Veneția, prin care instanța italiană cere extradarea lui Antonio Vadala, urmărit penal în Italia pentru o infracțiune legată de traficul de droguri. În Slovacia, el desfășura activități în agricultură și domeniul imobiliar. Celebrul miliardar Elon Musk crede că anul viitor va trimite spre Marte prima navă spațială. El a explicat că se lucrează deja la un asemenea aparat de zbor care va fi testat în prima parte a lui 2019.
Planeta roșie, despre care oamenii de știință de la NASA încep să-și facă o idee din ce în ce mai clară, este în viziunea lui Musk salvarea omenirii în cazul unei conflagrații mondiale de care se teme că se apropie. Pentru asta însă e nevoie de un vehicul interplanetar capabil să ducă pe Marte până la 1 milion de oameni. We are building the first ship, the first Mars or interplanetary ship right now, and I think we'll be able to do short flights, short sort of up and down flights, probably sometime in the first half of next year. La începutul lunii februarie, compania lui Musk, SpaceX, a lansat cea mai puternică rachetă din lume, Falcon Heavy, la bordul căreia s-a aflat automobilul celebrului vizionar. Are 27 de motoare și a fost concepută să trimită sateliți pe orbită, pe Lună sau chiar pe Marte. Pentru acest proiect au fost dezvoltate propulsoare reutilizabile pentru rachete, astfel încât zborurile spațiale să fie mai accesibile și să faciliteze drumul primilor oameni spre Marte. Starea de bine sau stresul viitoarelor mame influențează sănătatea bebelușilor. Este concluzia unui studiu recent care arată o legătură clară între felul în care se raportează o femeie gravidă la bebelușul său și comportamentul acestuia după naștere. Muzica, zgomotul ambiental și comunicarea cu fătul ajută la dezvoltarea creierului. Elena este de câteva zile mămica unui băiețel. Povestește acum că pe toată durata sarcinii i-a vorbit celui mic și a încercat să-i creeze o stare de bine și de siguranță. Acum bebelușul reacționează la aceeași stimul ca în perioada intrauterină. La fiecare sunet și vorbă pe care eu spuneam, el mișca în burtică. Când am fost stresată, nu mai interacționa, nu mai mișca. Adică era și el supărat. Efectele pe care viitoarele mame le obțin instinctiv au fost dovedite și prin studii recente făcute de către cercetătorii Universității din Helsinki. Comportamentul copilului după naștere este influențat de felul în care mama îl expune unor stimuli pozitivi în timpul sarcinii. Copiii noștri ne ascultă încă dinainte de naștere. De aceea ar trebui să le vorbim mai des, să le punem frecvent sunete și cântece care să ne liniștească și să îi liniștească. În felul acesta putem fi siguri că punem piatra de temelie în formarea echilibrului emoțional pe termen lung. La muzica rock a reacționat, de fiecare dată reacționează la el, se mișcă după mâna mea. Stimulii negativi sunt însă periculoși, pot avea un impact devastator în creierul bebelușilor. Dacă mama acumulează metaboliți, așa numiți dintr-un stres oxidativ care e foarte complex, toate duc și fac ca procesul de diminuarea capacităților cognitive să înceapă din perioada fetală. Cu alte cuvinte, o perioadă de sarcină stresantă decide o mare parte din felul în care va fi viitorul copil și adult. Mama descarcă substanțe care duc de la diminuarea debitului de perfuzie placentară până la efecte în teritoriile viscerale. Le atenuează funcția acelor organe unde ajung. Studiile cercetătorilor au vizat grupuri de femei gravide, dar și tinere mame. Expunerea la un anumit fundal sonor în viața intrauterină instalează un anumit tip de comportament după naștere. Primele ore ale dimineții au oferit o imagine spectaculoasă cerurilor care s-au aflat în regiunea montană Fengdu din sud-vestul Chinei. Soarele a răsărit dintr-o mare de nori aurii, o priveliște uimitoare care se poate vedea primăvara, mai ales după ploaie. Vedem imaginile chiar acum. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu TVR Moldova și nu pierdeți telejurnalul orei 18. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O zi superbă în continuare alături de cei dragi sufletului. La revedere!